Îți zici câteodată văzând comentariile de pe rețelele sociale: e, ce să mă, sunt acolo niște oameni sărași cu duhul și pentru că nu înțeleg și n-au educație, devin răi și foarte violenți. Dar te uiți apoi în magazine, când vin să te împingă la casă oameni fără mască, te uiți pe stradă unde mulți, în ciuda restricțiilor impuse, nu vor să poarte mască, să păstreze distanța, expunându-se astfel pe ei și punându-i în pericol pe ceilalți. Și te gândești: bă, frate, stai puțin, că e gravă situația. Mult mai gravă decât credem noi. Vax populi. Are vreun efect masca asta? Tot ne obligă să purtăm până... Are niciun efect masca asta, ne norocește. Eu am claustrofobie, ideea. Eu dacă port masca, mor. Și nu vreau să o port. Ce părere aveți că ne tot obligă cu masca asta? Ați înțeles? Asta e o tâmpenie. E o tâmpenie din partea guvernului. Ce face orbanul ăsta, ungurii ăștia care ajung la putere? Că ăsta e ungur, ce este ăsta? Neamț, ce dracu este să le... Păi nu pot, că ceaburești ochelare, barbizul și nu mai văd. Dar altfel credeți că are vreun efect neapărat de virusul ăsta? Ce-i cu virusul ăsta, ați înțeles exact? Ce fi cu virusul ăsta? Mă, că trec un elicopter fiecare dimineață pe aici, ori vrea să-l acumuleze mai des, să vină în atmosferă. Bă, că domnul e cu camera pe mine. Ce credeți că face elicopterul care trece? De atmosferă, din aer. De ce credeți? Fiindcă în țară nu sunt muște, nu mai sunt. De ce merge ăla degeaba să consumi benzină? Să omoare virusul, poate. Păi, îl omoară? Cred că îl puiești. Eu cred în boala asta și-i făcută ca să ne termini. Mai ales pe ăștia bătrânii, să zicem, că vrea să scape de noi. Să nu mai plătească pensii și alții. Aia credeți că au aruncat virusul? Da. Nu, e fabricată. Cine credeți că a aruncat-o? Păi n-auzi? De la chinești, că ei iar un miliard și vreo 700 de milioane de populații și ei au vrut ca să scape de populația lor. Și ei a pierdut de sub control, e pierdut de sub control din China. Așa. Ăștia trebuie trași la răspundere pe tot globul pământesc să plătească toate daunile. Până o scoate vaccinul ăsta, că văd că o lălăiești de nu-l scoate. Mai durează câteva luni sau un an, nu știu ce, și în timpul ăsta, să duci bătrânii. Să duci cam 20% din bătrânii ăștia care are 70, 80, 90 de ani, să duci. Și au făcut planul cum ar fi. Și a făcut. Pe urmă bagă vaccinul, gata, m-am scăpat. Credeți că ne apără de virus masca? Nu cred. De ce, domn? Nu cred, că asta e o minciună cu masca, că de apără de virusul ăsta. Nu cred. Și atunci de ce credeți că ne tot obligă ei să o purtăm? Asta nu pot să vă dau niciun răspuns. Dar nu credeți că are forța să oprească virusul, să... Nu. O purtați masca? Eu nu pot să o port, că eu sunt cu inima și nu pot. La ce credeți că ne ajută? La ce să ne ajute? Pentru sănătate este, dar dacă n-ai sănătate și ieși cu masca, tot degeaba. Aerul care îl inspirăm, îl expirăm tot în mască. Dioxidul de carbon. Deci nu face nimica. Doar o purtăm așa, să ne ferim de cei mai rău. Crezi că ne poate apăra masca de virusul ăsta? Nu cred. Ne ajută masca cu virusul ăsta? Oprește virusul sau... Nu cred că oprește nimic. Ce să oprească? De ce? Prea ne-a prostit în halul ăsta. Și atunci de ce ne tot obligă cu masca asta, dacă nu ne ajută? Păi eu știu de ce ne obligă. Să fim obligați. Dacă eu acum pui acum banii din buzunar, da? Ia pune-mă pe banii ăștia. Nu pun. Da, la magazin cum puni? Asta zic, e teama asta, indus așa, cred. Golănia asta, bă, frate. Adică, eu acum mă urcă la magazin, da? Îmi pui masca pe buzunar, o am acolo. Da. O pui și pui la pe bani. Să nu-i amendă, nu? Dar dacă eu pui la pe banii ăștia, de unde știi aia că eu n-am virus? Dacă omul ăsta la 80 de ani nu poartă mască, eu la 50 de ani nu pot, niciun. De ce nu puteți? Mă sufoc. Dar credeți că are vreun efect masca sau nici asta? Nu. Nu, cu asta că nici în magazin s-o pui acolo. Nu, niște șmecherii. E bună, e eficientă? Asta voiam să vă întreb. Sau nu e? Asta... Nu sunt. De când o aveți pe asta? De mai mult.